Vrăjitorul din Oz. La o fermă din Kansas locuia Dorotea împreună cu mătușa, unchiul și cățelușul pe nume Toto. Într-o noapte începu un vânt puternic care părea că va lua casa pe sus. Dorotea, foarte speriată, simți cum întreaga casă zbura prin aer învârtindu-se într-un ciclon. De sus văzu niște personaje ciudate care alergau prin pădure. Casa ateriză ușor pe pământ. Niște omuleți se apropiară de Dorotea. Fii binevenită! Casa ta a strivit-o pe vrăjitoarea rea din est! Zâna din nord se apropie și ea, iar fetița o rugă să o ducă înapoi acasă. Puneți acești pantofi fermecați, ei te vor duce în orașul de smarald, unde locuiește vrăjitorul din Oz. El te va ajuta să mergi acasă, spuse zâna. Dorotea întâlni pe drum o sperietoare de ciori care își dorea un creier. Vino cu mine să-l vedem pe vrăjitor, îi propuse fetița. Văzură un om de tinichea care își dorea o inimă ca să poată iubi. Vino cu noi, îl invită și pe acesta. În acel moment apăru un leu. Luați-mă și pe mine cu voi, sunt un leu fricos, vreau ca vrăjitorul să-mi dea curaj. Ajunseră în orașul de smarald și merseră să-l vadă pe vrăjitorul din Oz. Acesta avea o voce puternică, tremurând, toți îl rugară să le îndeplinească dorințele. Vă voi îndeplini dorințele dacă o veți înfrânge pe vrăjitoarea din vest, spuse vrăjitorul. Curajoși aruncară peste vrăjitoare o găleată de apă, deoarece știau că pentru ea apa era mortală. În palatul vrăjitorului descoperiră că acesta nu era decât un bătrân neputincios, dar zâna le putea îndeplini dorințele. Și, pentru că au fost curajoși, făcu întocmai. În sfârșit, omul de tinichea primi o inimă, sperietoarea un creier, iar leul curaj. Și vrăjitorul din Oz urcă în balonul său vechi pentru a se întoarce în țara sa. Și Dorotea se întoarse acasă zburând, împreună cu Toto, pe care îl ținea foarte bine în brațe. La revedere! La revedere, copii! Mi-a părut bine să vă cunosc!